Acum da. Bun. Bună ziua. Vreau să mulțumesc reprezentanților presei care au venit la această conferință. Cred că e foarte important să informăm cetățenii despre evoluțiile pe piața energetică, pentru că e vorba de chestiuni care au impact asupra fiecărei familii din Moldova. În ultima perioadă am avut negocieri complicate cu reprezentanții Tiraspolului și am ajuns la o înțelegere care asigură țara cu electricitate. Prețul la electricitate, în urma acestei înțelegeri, ar trebui să scadă. Oameni buni, războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu s-a încheiat. Criza energetică riscă să devină și mai acută. Iarna este abia la început. Suntem responsabili de soarta a milioane de oameni și avem datoria să asigurăm toți cetățenii, familiile, bătrânii, cu lumină și căldură la prețuri cât mai mici. Vreau să înțelegem acest lucru. Prioritatea sunt oamenii. Ce am obținut noi? Pentru prima dată din ultima perioadă, ne-am angajat ca să avem această înțelegere pentru următoarele 4 luni. Vorbim de luna decembrie 2022 și până în martie 2023. În acest sens, putem considera la această etapă că în această iarnă vom avea energie electrică mai ieftină pentru toată țara. Acest subiect a fost cel mai important în discuția cu Angres. Cum am spus, gazul trebuie să fie folosit în primul rând pentru electricitate și căldură. 2. Am redus considerabil riscul de deconectări masive din cauza bombardamentelor Rusiei împotriva Ucrainei. Mai multă producere în interiorul țării generează mai multă stabilitate a sistemului electroenergetic. Spitalele, școlile, grădinițele, agenții economici trebuie să funcționeze în regim normal. 3. Am obținut reducerea tarifului. Astăzi, Comisia pentru Situații Excepționale va dispune revederea tarifului chiar din luna decembrie. ANRE va trebui să ia decizia imediat după ce CSE va impune această revedere. Ce am obținut pentru malul stâng? În primul rând, este obligația noastră ca cetățenii Republicii Moldova de pe malul stâng la fel să aibă energie electrică, căldură și gaz. Să fie clar, am spus-o și sâmbătă, nu susțin chemările la idei precum că trebuie să închidem cu totul gazul malului stâng. Deciziile politicienilor trebuie să ofere soluții umane pentru toți cetățenii țării noastre. În al doilea rând, în condițiile războiului din Ucraina și a crizei energetice în Europa, am obținut premisele unei situații de liniște și prezibilitate în țară. Nu ne putem juca la masa de negocieri cu sorțile a sute de mii de oameni. Dragi cetățeni, sunt acum multe voci în spațiu public care ne spun că trebuia să procedăm altfel. Aceste voci ne propun scenarii care nu țin cont de realitatea zilei, de problemele oamenilor care și așa se confruntă cu greutăți. Noi nu trăim într-o lume ideală în care extragem gaze naturale și producem energie electrică ieftină în țara noastră. Trăim într-o lume reală în care conexiunea electrică cu România, până nu avem linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău, se face încă pe la Tiraspol. Țara noastră a rămas legată de sistemul electroenergetic sovietic, iar în ultimii 30 de ani, toate guvernările au ignorat această vulnerabilitate. De asemenea, conflictul transnistrean încă nu a fost rezolvat, iar riscurile de securitate rămân mari. Mai mult, prin anumiți exponenți ai ultimilor guvernări, multe proiecte de conexiune cu România au fost boicotate și întârziate la maxim. Încă în 2019, când am lucrat secretar general al Guvernului,
am descoperit că și lucrările la gazoductul Iași-Chișinău și elaborarea proiectelor pentru linia electrică Vulcănești-Chișinău sau Suceava-Bălț erau ținute la sertar sau întârziate prin metode birocratice. În situația actuală, cu infrastructura actuală, pentru a asigura cetățenii cu lumină și căldură, este esențial modul în care stabilim relații cu cei de la Tiraspol. Scenariul în care am rupe orice poduri și am arunca milioane de oameni în iarnă fără electricitate nu este unul responsabil. În ultimele săptămâni, Moldova a consumat energie electrică din România la preț de 90 de euro megavatul, aproximativ 20% din cantitate, dar cea mai mare parte de energie, peste 40%, a fost achiziționată de pe piața liberă la prețuri ce depășeau 400 de euro megavatul. În așa condiții, tariful pentru consumator urma să crească la cel puțin 8 lei pentru kilowatt. Prognozele nu sunt foarte bune nici pe piața europeană și nimeni nu dă garanții că în decembrie sau ianuarie sau februarie am fi putut achiziționa la aceste prețuri și așa care sunt foarte mari. Această situație de lipsă de electricitate este și în România, care importă pentru a asigura propriul său consum. În acest sens, vreau să mulțumesc României pentru că este alături de Moldova. Pentru că în această perioadă am avut asigurat acea cantitate de energie electrică necesară pentru țara noastră. România a fost și va fi alături de noi permanent. În cazul unor deconectări neplanificate, așa cum am avut în noiembrie, prețul achitat de economie este și mai mare. Se opresc liniile de producere, se opresc plățile bancare, se formează ambuteiaje, se opresc grădinițele, școlile, se blochează lifturile, așa cum am văzut, iar viața devine foarte dificilă. Noi toți am văzut aceste lucruri. Înțelegerea cu Amgres aduce un plus de stabilitate în ceea ce ține de livrarea de energie electrică. Se reduce riscul ca Moldova să fie deconectată în caz de cădere a rețelei electrice din Ucraina, ca urmare a bombardamentelor rusești. Este o ieșire rațională din situație. Repet, rațională. O decizie care aduce pentru toată țara noastră stabilitate, previzibilitate și preț mai bun la electricitate. Pentru guvernul PAS, independența energetică este o prioritate. De aceea am accelerat lucrările la gazoduct și liniile electrice. De aceea am achiziționat în premieră, în 2021, gaze naturale din alte surse. De aceea am creat pentru prima dată în istorie în istoria țării rezerve proprii de gaze naturale. De aceea am susținut investițiile în energie alternativă. De aceea am pornit procese care vor duce la creșterea capacității de producere a energiei electrice pe teritoriul controlat de guvern. Acest guvern a făcut mai mult pentru independența energetică a țării ca toate guvernele precedente. Dar și așa, suntem într-o poziție nefavorabilă pentru negocieri, pentru că robinetul nu este mereu la noi. Am auzit în ultimele zile multe critici și cuvinte urâte aruncate în adresa mea sau în adresa guvernului. Multe din aceste atacuri au venit din partea oponenților politici și din partea unor oameni plătiți să semene instabilitate în țara noastră. Dar am văzut și mulți oameni pe care îi consider de bună credință, care și-au expus opinia. Înțeleg supărarea oamenilor și îmi cer scuze pentru că nu am reușit să ofer toate detaliile acestor decizii din prima zi. Știu că trebuie să iau decizii grele și complicate. Știu că nu am cum, indiferent de ce voi decide, să fiu înțeles de toți. Anume de aceea prioritatea mea, a guvernului, este să fim alături de oameni. Să ne asigurăm că avem energie la preț accesibil și să venim cu compensații acolo unde este nevoie.
Înțelegerea la care s-a ajuns în aceste zile e una care economisește mulți bani pentru cetățenii noștri. În final, eu nu știu cât va mai dura această situație dificilă. Nu știu cât va continua și ce surprize ne va mai aduce războiul barbar și inutil din Ucraina. Dar știu că aceste crize se vor încheia. Iar când vom privi în urmă, vom putea aprecia deciziile raționale, calculate și luate cu calm. Eu vă mulțumesc din suflet și sunt aici să răspund absolut la toate întrebările. Lubov Plămădeală, TV8. Vrem să vă întrebăm când exact ar putea fi aprobat tariful micșorat și cu cât se va micșora. Da, așa cum am menționat, Comisia Situației Excepționale se va întâlni astăzi la ora 5, va lua decizia ca ANRE să revadă tariful. Asta ar însemna că astăzi seara, dacă reușesc, sau mâine cel târziu, ANRE trebuie să revadă acest tarif. Nu am toate calculele, dar la moment putem vorbi de o reducere de minim 25%, ceea ce ar însemna că vom avea un tarif de în jur de 4 lei. Vrem să știm dacă uzina de la Râbnița și-a reluat activitatea și dacă asta a fost una dintre condițiile contractului și dacă au autorizație, dacă le-a fost emis autorizația. Comisia Situației Excepționale va lua o decizie în acest sens astăzi. Gazul care va ajunge pe malul stâng este suficient doar pentru a menține principalele procese tehnologice a acestei întreprinderi. Mihaela Tabarcea, ProTV. Domnule Spănu, să ne spuneți, vă rog, dacă partea stângă a Nistrului va achita pentru gazul pe care îl va primi și cum vă veți asigura că acest lucru se va întâmpla? Cât achită cetățenii din stânga Nistrului pentru gaz? Care este tariful lor și cine, de fapt, va achita? Centrala de Răciurgan, cetățenii, cine va achita pentru gaz? Pentru că știm că până acum nu s-a achitat pentru acest caz. Cum vă veți asigura că deja în continuare acest lucru se va întâmpla? Deci, să fie clar, responsabilitatea pentru a achita acest gaz revine malului stâng, nu malului drept. Respectiv, așa numitele autorități de pe malul stâng va trebui să rezolve această problemă în caz că nu vor achita așa cum nu au achitat în ultimii 30 de ani pentru gazul care a fost livrat acolo. Ce tarif achită cetățenii de stânga? Nu cunosc exact care este tariful achitat de cetățenii noștri din zona transnistreană. Pentru noi este mai important să avem grijă ca toți cetățenii, inclusiv cei de pe malul drept, să poată să achite consumul la gaz în acest an. Tot aici o precizare. Nu a fost achitat un avans sau ceva ca să fiți siguri că vor achita consumul? Nu a fost achitat niciun avans. Repet, avansul a fost achitat până la data de 20 noiembrie pentru consumul din noiembrie. Moldova Gaz a făcut astăzi un comunicat și a spus că va achita integral gazul consumat în luna noiembrie și cele peste 10 milioane de metri cubi de gaz care au fost consumate în primele 3 zile ale lunii decembrie. Și a doua întrebare, vă rog să ne spuneți, de ce nu s-a putut negocia un preț mai mic la energie electrică, ci unul cu 10 dolari mai mult decât de fapt? Deci este un proces de negocieri. Apropo, discutăm încă de la începutul lunii noiembrie. Vreau să fie clar, nu este o decizie care s-a luat ușor. De asemenea, știți că în noiembrie MGRES nu a livrat deloc energie electrică. Atunci nu ne-am înțeles la cantitatea de electricitate care trebuie să o livreze malului drept. Acum am ajuns la această înțelegere. Și această înțelegere este pentru a livra toată energia electrică necesară pentru malul drept. Este adevărat, avem o creștere de preț, dar în această situație este cel mai bun rezultat pe care a putut fi obținut. Repet, în prima săptămână de pe Bursa Română s-a cumpărat energie electrică cu peste 400 de euro megawatt. Oksana Bodnar, Publica TV. Domnule Spănu, ne spuneți, vă rog, că știm că vineri a avut loc întâlnirea între Chișinău și Tiraspol. Încă vineri seara înțelegeam că nu este nicio înțelegere.
Sâmbătă deja vedem, am văzut această noutate. Ne spuneți, vă rog, că dacă au fost și alte compromisuri acceptate de Chișinău față de Tiraspol și, de exemplu, unii experți se susțin că este vorba despre activitatea uzinei metalurgice de la Râbnița. Dacă puteți să ne confirmați că, într-adevăr, Chișinău a acceptat activitatea acestei întreprinderi sau alte înțelegeri în locul celor care avem acum pentru energie electrică. Eu vreau să reamintesc și am spus un pic mai devreme că aceste discuții se duc încă de la începutul lunii noiembrie. Aceasta sau întâlnirea care a fost vineri a fost de fapt a doua întâlnire. Au urmat discuții deja punctuale după acea întâlnire pe graficile de livrare, pe cantitatea de livrare, pe preț s-a mai dus discuții. Și da, am menționat că Comisia Situației Excepționale urmează să decide astăzi, inclusiv referitor la uzina metalurgică. Este vorba despre autorizație temporară, nu de bază? Da, ca de obicei. Este deja numit progres la implementarea cerințelor ecologice pentru a primi această autorizație de mediu sau este doar înțelegere pur în locul înțelegerii? Eu din ce cunosc, dar trebuie să recunosc că nu știu toate detaliile, s-au făcut careva progrese. Am să rog la ședința Comisiei Situații Excepționale colega mea de la Ministerul Mediului să ofere toate detaliile și poate să comunice public despre ce s-a reușit să obțină în ultimele sau în ultima jumătate de an. Acum înțelegem că malul drept al Nistrului va lua gaze de la rezervele noastre pe care le avem în România și Ucraina. Da. Mi spuneți, vă rog, cu ce preț, așa după procedură, este vorba de achiziție de la Energocom, Moldova Gaz cumpără și cum asta se va răsfrânge asupra tarifului, dacă ne așteptăm la creșterea tarifului? Nu ne așteptăm la creșterea tarifului. Am comunicat pe rețele de socializare că prețul mediu de achiziție, pentru că s-a achiziționat în mai multe perioade și în mai multe licitații, este în jur de 1.000 de dolari. Pentru ce timp, câte luni o să ne ajungă aceste rezerve, dacă urmează să mai luăm, să mai cumpărăm pentru rezerve? Deci noi continuăm să achiziționăm gaz și este văzut și pe rețelele de transport. Începând cu ziua de astăzi, vreau să, probabil am să fac un anunț în premieră, începând cu ziua de astăzi, nu vom anunța volumul exact pe care îl avem achiziționat în stocuri, din motive de securitate. În același timp, vreau să asigur toți cetățenii, așa cum am spus-o câteva pe parcursul timpului, că cel puțin pentru două luni, Moldova este asigurată și continuăm să achiziționăm volume și pentru lunile următoare. Știți că experții o să comenteze această decizie de a anunța, să vă acuze că nu aveți transparență în luarea deciziilor? Tocmai de asta, ținând cont că nu mai primim gaz de la Gazprom, pentru probabil prima dată în istorie, malul drept va fi asigurat cu gaze de pe piețele internaționale. În același timp, știm că sunt tot felul de încercări de a submina acest proces de achiziționare a gazului și a asigura malul drept, am luat această decizie pentru a nu comunica volumul exact. Vom spune doar pe cât este sau pe cât ajunge ceea ce avem la moment. Și din ce am spus mai devreme, cel puțin pentru două luni, acest volum de gaz este suficient. Și repet, în fiecare zi se achiziționează suplimentar volume de gaz pentru a asigura toată țara până la ieșirea din iarnă. Vasile Lucianu, Jurnal TV. Domnule Spână, ați declarat la această conferință de presă că întreaga responsabilitate pentru achitarea volumelor de gaz pe care noi le cedăm stângii Nistrului revine Tiraspolului. Ce garanții oferiți societății că peste o săptămână, două sau întoiul iernii Gazprom nu își va realiza nenumăratele amenințări că va înceta să livreze gaze naturale Republicii Moldova la cea mai mică întârziere? Aveți un acord, o înțelegere, un document semnat cu autoritățile, așa zisele autorități din stânga Nistrului? Există vreo înțelegere verbală cu Gazpromul? Deci, Moldova Gaz a informat Gazpromul despre această realocare. Gazprom, din informația pe care o cunosc, nu a fost împotrivă, este conștient de ce urmează să se întâmple. Urmează schimb de scrisori între Moldova Gaz, pentru că până la urmă decizia de realocare este la Moldova Gaz și în aceste scrisori de realocare va fi informat inclusiv Gazprom. Referitor la deciziile pe care poate să le ia Gazprom, este complicat să spunem care vor fi.
Dar din acest moment, dacă malul stâng nu va avea gaz, va fi exclusiv din decizia unilaterală a Gazprom. Anterior ați declarat că importăm energie electrică de pe piața din România la un preț mediu de $250. Acum, având în vedere că vom importa 53% din consumul Republicii Moldova de curent de la centrala de la Cuciurgan, la un preț de $73, nu credeți că ar trebui să avem un tarif scăzut cu mai mult de 25%? Repet, Andreu trebuie să facă calcule, însă pentru claritate, cel puțin pentru luna decembrie, vom avea 3 surse de achiziționare a energiei electrice, cu prețuri diferite. $73 de la Amgres, €90 din România pe acele contracte bilaterale care deja au fost semnate și trebuie să le respectăm până la finalul lunii decembrie, și €225 pentru energia electrică produsă de Termoelectrica și CET Nord, care va produce aproximativ între 20-30% din energia electrică. Și conform legii, Energocom este obligată să cumpere această energie electrică. Deci, în total, aceste $73, €90 și €225 vor fi cifrele care vor fi luate în calcul atunci când ANRE va decide diminuarea și cu cât se va diminua tariful. Vă rog să nu uităm de energia pe care o cumpărăm de la Termoelectrica și CET Nord. Tudor Ioniță, portalul deschide.md. Deci, domnule Spânu, vineri, domnul Serebrean, după discuția în formatul 1+1, a vorbit despre faptul că au fost înaintate 5 scenarii către partea transnistreană cu privire la reluarea exporturilor în dreapta Nistrului a energiei electrice. Această înțelegere face parte din acele 5 scenarii și de ce nu a fost anunțată vineri, dar a fost anunțată a doua zi? În primul rând, haideți să nu vorbim de export, pentru că vorbim de aceeași țară. Asta este important de menționat. Doi, vineri au urmat discuții. Deci, ultima mea discuție vineri a fost după ora 6, ca să știți, iar contractul propriu-zis Energocom Ingres a fost semnat sâmbătă, după masă. Deci era important să avem deja contractul semnat și apoi să comunicăm. Imediat după ce a fost semnat contractul, eu am făcut acea postare pe rețelele de socializare. Deci a fost ăsta unul dintre cele 5 scenarii înaintate și care au fost celelalte? Nu, colegi, au fost mult mai multe scenarii discutate, repet, noi discutăm încă de la începutul lunii noiembrie. Cea mai importantă solicitare care a fost din partea noastră a fost ca să avem asigurat energie electrică 100% pentru malul drept. Și asta s-a reușit. Asta a fost o propunere a Chișinăului, acest acord? Sau ați ajuns la o înțelegere, ați cedat ceva? Nu vă sperați, dar în negocieri sunt două părți. Nu putem să decidem unilateral, să nu uităm că procesul de reintegrare nu este finisat și noi nu controlăm malul stâng. Și a doua întrebare, acest contract cu Transnistria va ține în viață și economia separatistă? Dumneavoastră ați spus că doar procesele tehnice, dar domnul Obolonic a ieșit în acest weekend și a spus deja că au doar 1 milion de metri cubi de gaze naturale deficit pe zi, ceea ce lor le permite totuși să relanseze economia. Și aici vorbim despre o economie separatistă și de ce are nevoie ca Republica Moldova să țină în viață o economie ostilă cu banii căreia se alimentează mașinăria de război din Transnistria. Haideți să fie clar. Obiectivul nostru este, în primul rând, și să nu uităm, suntem la început de iarnă. Și am repetat de câteva ori. Este să avem energie electrică, căldură și gaz pentru toți cetățenii. Eu vă rog să nu uităm de acest obiectiv primordial și cea mai mare prioritate. Doi, nu știu ce au declarat așa numitele autorități, dar calculele noastre, și aici vreau încă o dată să vă asigur, că la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale facem toate calculele atunci când luăm una sau altă decizie. Și aceste calcule arată că nu are cum și nu este suficient gaz pentru a susține acele declarații. Vom vedea. Dar, repet, să nu uităm care este cea mai mare provocare a țării noastre în această iarnă. Și pornind de la această
provocare, securitatea energetică, am luat, repet, această decizie complicată, dar rațională în interesul, în primul rând, a oamenilor și a economiei Malului Drept. Dar înainte să luați această decizie complicată, cum spuneți dumneavoastră, v-ați consultat cu partenerii externi, de exemplu cu România și dacă... Cu siguranță și eu vă rog o chestie. Să nu mai aveți cumva impresia că în momentul în care luăm anumite decizii, nu discutăm cu toți partenerii noștri. Și repet, România trece la fel printr-o provocare de a asigura electricitate pentru propriul său consum. Importă mult mai mult decât livrează Republicii Moldova. Am să spun, doar contractul de livrare a 100 de megawați cu hidroelectrică este până la 11 decembrie. Nici măcar nu este până la final de lună. După 11 decembrie se va reduce la 20 de megawați. Repet, România a făcut un efort considerabil și le mulțumesc din tot sufletul tuturor celor care au ajutat Moldova în această situație. Dar vedeți ce s-a întâmplat doar în ultima săptămână. Doar un mic frig a venit în Europa, România și Moldova și prețurile la energie electrică pe bursă s-au dublat. Am avut săptămâna trecută o situație în care în orele de vârf energia electrică pe bursa din România se vindea cu peste 600 de euro. Calculați ce tarif ar trebui să avem. 600 de euro înseamnă 12.000 de lei. Aproximativ un tarif de 12 lei pentru această energie electrică. Este extrem de important să nu uităm motivul în baza căruia luăm anumite decizii. Da, sunt grele. Mă costă pe mine, da, mă costă politic. Dar este extrem de important și mai important ca cetățenii, spitalele, școlile, grădinițele, economia să nu se oprească de a funcționa. Victor Ursu, Bani Media. Domnule ministru, prețul de achiziție acum a gazului de la Gazprom e în medie 742 pentru luna decembrie de dolari mii de metri cubi. Ori Republica Moldova și dumneavoastră ați anunțat că urmează să cumpere de la Energocom cu 1.000 de dolari. Puteți să ne explicați, în condițiile în care, de exemplu, piața spot, prețul la fel fluctuează, ajunge chiar la sfârșitul săptămânii, ajuns la 1.700, atunci cum se face că noi livrăm Transnistrii cu 742 și noi cumpărăm cu piste 1.000 de dolari? Colegi, încă anul trecut am spus că Moldova nu va mai fi în situația să nu aibă rezerve strategice de gaz. Încă în primăvară și în vară am aprobat un credit cu BERD de 300 de milioane pentru ca să cumpărăm gaz. Începând cu luna septembrie-octombrie, Energocom face câte 4 licitații de achiziționare a gazului. Am cumpărat chiar în luna decembrie de la Moldova Gaz 30 de milioane de metri cubi la prețul de 825 de dolari din economiile pe care le-am făcut. Toate aceste acțiuni, inclusiv contracte care au fost semnate, inclusiv acel credit, face ca Republica Moldova, pentru prima dată în istorie, să nu fie dependentă de gazul rusesc. Și atunci când vă spun că prețul este de 1.000 de dolari, așa este. Pentru că gazul pe care l-am cumpărat, nu l-am cumpărat azi, ieri sau două zile în urmă. Dar îl achiziționăm, prima achiziție de stoc a fost încă în luna a gazului din luna martie. Primele 24,5 milioane au fost achiziționate în luna martie de la Moldova Gaz la un preț de 500 și un pic de dolari, dacă nu mi-aduc aminte bine. Și de asta am spus că vorbesc despre un preț mediu a gazului achitat, care în totalitate face prețul de 1.000 de dolari. Și încă o precizare, pretinsul regim de la Tiraspol, vreau să vă întreb dacă respectivele prevederi contractuale rămân valabile și pentru ei. Plata în avans și respectiv la sfârșit de lună să achite toată plata.
În cazul în care nu vor fi efectuate virate respectivele plăți, există riscul ca să închidă robinetul Gazprom sau cum se va face și care va fi impactul pentru Republica Moldova în caz că... Reieșind din experiența de 30 de ani în care Malul Stâng nu a achitat gazul livrat de Gazprom acolo, pot doar presupune că nu vor achita. În același timp, repet, dacă Malul Stâng va rămâne fără gaz, este decizia unilaterală și responsabilitatea unilaterală a Gazpromului. Dar tranzitul cine va achita? Nu, deci Malul Stâng. Permanent tranzitul a achitat Malul Stâng. Eduard Maciac, politic media. Domnul Spânu, haideți să facem o precizare în ceea ce a spus colegul. Deci, la ora actuală, noi, dumneavoastră ați declarat pe undeva că noi utilizăm din stocurile gaz pe care l-avem, l-am depozitat. El a fost procurat la 1.000 de euro, la peste 1.000 de euro. Nu la peste, am spus că în jur de 1.000. 1.000 de euro. Acum importul este la un alt preț, 700 și ceva. Vreau să vă întreb cât de avantajos este ca partea dreaptă a Nistrului să utilizeze gaz din stoc, iar partea stângă la un preț mai redus. Toate calculele sunt făcute și financiar este mai rentabil pentru Malul Drept să achiziționeze energie electrică la 73 de dolari. Am să vă dau dar o cifră ca să o înțelegem. Energocom, săptămâna trecută, ca să asigure energie electrică, la prețul de 400 și ceva de euro, plătea între 2,5-3 milioane de euro pe zi. Pe zi. Pe energie electrică pe care o cumpărea pe bursa din România. 73 de dolari pentru toată luna decembrie, vorbim de aproximativ 15 milioane. Ca să înțelegeți diferențele. Acum, eu rog experții, oricine, să facă acest calcul financiar și să vadă cum stau lucrurile. Am spus-o și în acest weekend. Toate calculele noastre financiare arată că este cea mai rațională decizie din punct de vedere economic, financiar sau în oricare alt punct de vedere putem considera. Săptămâna trecută am avut un anunț referitor la importul de gaz din România prin conducta Iași-Ungheni. Puteți să ne spuneți cine procură acest gaz, la ce preț, de unde vine acest gaz în Republica Moldova? Ce volume? Deci, în primul rând, procură Energocom. Vreau să fac o precizare. Nu este export din România. Deci, este gaz care vine din alte surse, la fel cum am menționat că Energocom achiziționează pe piață. Ce a fost pentru prima dată este s-a folosit gazoductul Iași-Chișinău pentru a transporta acest gaz de pe piețele care este cumpărat de Energocom către Republica Moldova. Și aici este important să facem această remarcă. În cazul în care utilizați procurarea gazului prin Energocom, mai este viabilă ideea ca să utilizăm Moldova Gaz în aceste achiziții sau statul rămâne pe poziția că Energocom rămâne un jucător și în plan secund Moldova Gaz decade? Energocom cred că la moment este cel mai important jucător pe piața angro de energie electrică și de gaze. Dar vreau să nu uităm că rețeaua de distribuție, rețeaua de transport și furnizarea este încă la Moldova Gaz. Energocom nu are nici capacitate fizică, organizațională, administrativă. Spre exemplu, se încheie contracte de livrare a gazului cu toți consumatorii. Da. Energocom nu are capacitate să trimită facturi la toți consumatorii. Energocom nu are specialiști tehnici sau echipe mobile care să asigure rețeaua de distribuție. Acest lucru necesită timp ca să fie efectuat. De aceea, pe piața angro, Energocom rămâne și este cel mai important jucător, iar distribuția, transportul și furnizarea încă este controlat de Moldova Gaz și noi vom face toate acțiunile ca, indiferent de acest lucru, gazul să ajungă la cetățenii noștri. Și ultima întrebare, ce le răspundeți unor producători de energie regenerabilă
Săptămâna trecută ei au ieșit într-o conferință de presă și s-au plâns pe faptul că nu pot exporta energia pe care o produc, dat fiind că există o decizie a CSE și ei, prin urmare, înregistrează pierderi foarte mari, au contracte cu băncile. Ce le răspundeți? Am văzut, au fost două conferințe, am văzut foarte atent. Colegii deja au avut două sau trei ședințe cu acest grup de producători de resurse energetice din regenerabile. Interdicția de export a venit pe fundalul crizei energetice și a reducerii volumului din Ucraina. Urmează chiar astăzi colegul meu, Constantin Borosan, să aibă o ședință suplimentară cu acel grup de companii și, din ce cunosc, s-a găsit acel compromis necesar ca să se deblocheze anumite acțiuni. Vreau să menționez că principala problemă nu este exportul, dar sunt regulile de piață care au intrat în vigoare de la 1 iunie și încă este nevoie de un pic de timp ca să găsim cele mai bune mecanisme. Noi înțelegem problema care este spusă și vom face tot posibilul să o rezolvăm, cred că în această săptămână. Dar va fi posibil de export de energie pe intern? Sau ei vor putea exporta energie? Sau va exista exportul nu poate să fie pe intern, trebuie să fie pe extern. Energocom îi vor să vândă energie. Nu, pe ei vor să vândă Energocom, ca Energocom să o vândă mai departe la Premier Energy și Feyenoord, nu pentru export. Deci vom analiza dacă totul va merge bine și nu vom avea deficit de energie electrică pe intern, atunci s-ar putea să anulăm acea decizie a Comisiei Situații Excepționale ca acești producători să poată exporta energie electrică eventual în România sau Ucraina sau în altă parte. Ольга Дзятковская, телеканал «Первый» в Молдове и «Акцент ТВ». Господин Спину, вы частично ответили уже на мои вопросы, отвечая моим коллегам. Все-таки я хотела бы конкретизировать. Если я не ошибаюсь, правобережная Молдова в свое время, относительно недавнее, сама пошла на то, чтобы не получать электроэнергию от Кучерганской ГРЭС. По факту электроэнергия, которую мы получаем с Молдавской ГРЭС, с левого берега Днестра, она самая дешевая. Вы же говорили о том, что мы диверсифицируем поставки электроэнергии, стали мы ее закупать на европейской бирже, да, на румынской. Вы не могли не знать, что в час пик, да, на любой бирже стоимость очень высокая, она подскакивает. Сейчас мы вернулись к отправной точке. В этой связи и будем получать электроэнергию с Молдавской ГРЭС. В каком объеме, у меня первый вопрос, хотя мы ее будем сейчас вот получать на 10 долларов дороже, я думаю, это последствия переговоров, в каком объеме она будет покрывать все наши потребности в электроэнергии, это первый вопрос, и почему, если она самая дешевая по факту на сегодняшний день, не заключается долгосрочный контракт, хотя бы на год. Мы говорим о контракте на декабрь, январь, а что будет в феврале, когда это самый большой пик потребления и природного газа, и электроэнергии? Спасибо. Ольга. Da, Olga. În primul rând, să fie clar, nu am revenit la punctul de la care am pornit. Vreau să vă reamintesc că la începutul lunii noiembrie, MGRES vroia să livreze doar 21%. Acum, MGRES va livra toată cantitatea necesară de energie electrică pentru malul drept. Suplimentar, am spus că această înțelegere, este pentru următoarele 4 luni. Se va prelungi în fiecare lună, dar pentru următoarele 4 luni. De ce nu se semnează un contract mai lung? Este din simplu motiv că Gazprom, sau altfel spus, nu vom ști care va fi decizia Gazpromului în ianuarie sau în februarie, ținând cont că permanent aflăm despre decizia Gazpromului în ultima zi, în ultima oră a lunii. И еще по поводу тарифа. Смотрите, если я не ошибаюсь, закупочная цена электроэнергии в тарифе не менее 60%. Вы сказали о том, что минимум на 25%, да, тариф должен снизиться. Вы имеете в виду сейчас закупочную цену с Молдавской ГРЭС? Это раз. А будет ли в тарифе учитываться закупочная цена на румынской бирже? Я так понимаю, будет. И вот вы не зря сказали, что НАРЭ должно подсчитать, да, комиссия по чрезвычайным ситуациям.
доля поставки, объема поставок с Кучурганской ГРЭС, она больше по минимальному тарифу. Электроэнергия, которую мы закупаем у Румынии, меньше по объему, но намного выше по закупочной цене. Какие закупки будут учитываться при снижении, может быть, тарифа? Pare rău că nu ați fost atentă, dar eu am răspuns deja la întrebarea dată. Nu, scuzare, încă o dată. Deci, în tarif au fost incluse cheltuielile de achiziționare de pe bursă din luna noiembrie. Da? Și anumite perspective pentru luna decembrie. Pentru luna decembrie, sau ce va trebui să analizeze Andreea azi sau mâine, sunt trei prețuri a energiei electrice. 73 de dolari, ceea ce cumpărăm de la MGRES, 90 de euro, ceea ce avem contracte bilaterale cu România, și 225 de euro, energia electrică produsă de termoelectrica și CET Nord. И как вы считаете, насколько максимально может быть снижен? Am zis, parcă de două ori. Cred că în jur de 25%. Mulțumesc. Dar nu am toate calculele, sper că Andreu să cât mai repede să ia această decizie. Natalia Chicu, TV Moldova. Domnule ministru, în luna ianuarie, cât la sută vom cumpăra energie electrică din România? În ianuarie? Da. Urmează să vedem, dar la moment avem toată înțelegerea Congres că ei vor livra 100% din necesar. Deci s-ar putea să nu fie nevoie să cumpărăm nimic. Dar pentru a livra aceste 100% urmează ca și noi să le mai dăm gaz? Nu, urmează să primească cele 5,7 milioane de metri cubi pe zi. Și vor fi suficiente pentru a ne livra 100%? Da. Mai sunt? Da, domnule. Domnule Spânu, totuși vrem să precizăm. Ați spus că și noi înțelegem că regiunea Transnistreană, stânga Nistrului, niciodată nu achită pentru gaz. În condițiile noi, dacă puteți să ne spuneți, dacă ați examinat scenariul, în cazul în care stânga Nistrului nu achită pentru aceste 5,7 milioane de metri cubi, Gazprom ar putea, din punct de vedere juridic sau politic, să ne reproșeze acești bani și ce urmează? Politic, da, juridic, nu. Mulțumesc. Dar asta se va răsfrânge asupra tarifului. Vor fi noi probleme în relație cu Gazprom? Probleme cu Gazprom sunt deja de peste un an de zile. Din păcate, nu putem ști care vor fi acțiunile pe care le vor lua. Eu permanent am spus că modul în care eu iau ei decizii este unul nu tocmai prietenesc. Și vreau să vă întreb totuși, probabil ați văzut pe rețelele de socializare, tocmai deputații PAS, inclusiv și dumneavoastră, au pornit această campanie pe Facebook, Bez Vietă e Bez Vas și așa mai departe. Din punct de vedere economic, este rezonabilă această decizie, cum ați explicat, dar din punct de vedere politic și geopolitic, cât de rezonabilă și corectă această decizie? Și moral? Voi plăti eu politic dacă va fi o decizie greșită. Și cum credeți cât va costa politic pentru dumneavoastră această decizie? Mai puțin contează. Contează la moment ca cetățenii noștri să aibă energie electrică și căldură. Mulțumesc. Și ultimul jurnalist, dar nu cel din urmă, domnul Spânu. Mihai Cristian, postul de televiziune Realitatea Plus din România și site-ul de știri politice Realitatea din Moldova.md. Vreau să ne spuneți, dacă este adevărat, sursele mele dau această informație, că înainte de a face această colaborare, acest acord cu Tiraspolul, ați avut o convorbire telefonică cu Alexei Miller, șeful Gazprom. Domnul Rize, vă rog. În primul rând, dumneavoastră nu sunteți jurnalist. Ba, sunt jurnalist. Nu sunteți. Dumneavoastră sunteți... Eu am toate actele în regulă, domnule Spânu, inclusiv un document care a venit de la Realitatea Plus din România. Sunt redactor și... Păi nu, domnul ministru, păi nu puteți... Păi dați voi să răspund. La o întrebare corectă. Eu vă mulțumesc. Dumneavoastră răspundeți ce? Ăsta e modul în care vă adresați? Vă mulțumesc. Haideți, spuneți-mi, nu sunt jurnalist, haideți, spuneți-mi, nu domnul Spânu. Dar demisia când vă dați, domnule Spânu? Când ajungem pușcărie în România. O să afecteze energia electrică aici? Ați văzut, prieteni? Asta e un risc.